Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 6 decembrie. Doar o singură amintire a păcatului. Text biblic. Iată, cel drept va fi recompensat pe pământ. Cu atât mai mult cel ticălos și păcătosul. Proverbele lui Solomon, capitolul 11, versetul 31. Cel nelegiuit își primește răsplata pe pământ, spune Biblia. Iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor. Maleahi 4, versetul 1. Unii sunt distruși într-o clipă, în timp ce alții suferă multe zile. Toți sunt pedepsiți după faptele lor. Păcatele celor drepți fiind puse asupra lui satana, el trebuie să sufere nu numai pentru propria ei răzvrătire, ci pentru toate păcatele pe care i-a provocat pe Sfinți să le săvârșească. Pedeapsa lui este cu mult mai mare decât a acelora pe care i-a amăgit. După ce toți aceia care au căzut prin înșelătoriile lui au pierit, el încă mai trăiește și mai suferă. În flăcările nimicitoare, cei nelegiuiți sunt nimiciți, rădăcină și ramură. Satana fiind rădăcina, iar cei care îl urmează, ramurile. Satana și toți cei care s-au alăturat în rebeliune vor fi tăiați, spune Biblia. Cei răi nu vor mai fi. Te vei uita atent la locul lor, dar nu vor mai exista. Vor fi ca și cum nu ar fi fost. Psalmul 37 cu 10, Obadia, versetul 16. Justiția lui Dumnezeu este satisfăcută, iar sfinții și toată oștirea îngerească rostesc cu glas tare. Amin. În timp ce focul răzbunării lui Dumnezeu învăluie pământul, neprihăniții locuiesc în siguranță în cetatea cea sfântă. Asupra celor care au avut parte de prima înviere, moartea a doua nu are nicio putere. Revelația 20, versetul 6 În timp ce pentru cei răi Dumnezeu este un foc mistuitor, pentru poporul lui, el este un soare și un scut. Salmii 84, versetul 11. Focul care îi consumă pe cei nelegiuiți curăță pământul. Orice urmă de blestem este îndepărtată. Niciun dar zând veșnic, nu va păstra înaintea celor răscumpărați consecințele grozave ale păcatului. O singură amintire va rămâne doar. Mântuitorul nostru va purta pentru veșnicie semnele răstignirii sale. Pe fruntea sa rănită, pe coasta sa, pe mâinile și picioarele sale se vor păstra pe veci urmele lucrării pline de cruzime pe care a făcut-o păcatul. Însă tot ce a fost pierdut prin păcat a fost recâștigat. Scopul original al lui Dumnezeu de la creațiune este împlinit când Pământul este făcut acum locuință veșnică pentru mântuiți. Cei neprihăniți vor moșteni Pământul și vor locui pe el pentru totdeauna. Psalmii 37, versetul 29. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.